Care este istoria Imagic în România? Imagic Entertainment a apărut în România acum 3 ani și de atunci am organizat unele din cele mai mari concerte, nu numai cele mai mari, și mici și mijlocii, dar vorbesc de cele mari, adică Depeche Mode, Shakira. Am făcut festival anul trecut pe care între timp l-am rebotezat Best Fest, care se va ține anul acesta tot la Romexpo, în parcările din spate de acolo. Am făcut și concerte mai mici, Duran Duran, Havana Lounge, Pink Martini, mai multe concerte sold out la Sala Palatului, am făcut și câteva la Polivalent, deci am avut o activitate foarte, foarte intensă în acești 3 ani. Care este echipa? Echipa noastră este foarte, foarte tânără. Cred că media de vârstă nu depășește 24, hai poate 25 de ani. Suntem o mână de oameni, suntem cam 14 oameni, echipa permanentă, și suntem înconjurați de un grup mare de colaboratori, de freelanceri, care evident grupul ăsta se mărește foarte mult în jurul evenimentelor mari. Anul acesta vom face, de exemplu, avem deja anunțat, programul conține Kylie Minogue pe stadionul Cotroceni pe 17 mai. Facem Best Fest-ul tot acolo, cum am zis, la Romexpo, pe 4-5-6 iulie. Facem Lenny Kravitz tot pe Cotroceni pe 26 iulie și Iron Maiden pentru mulți rockeri din România pe 4 august tot pe Cotroceni. Este de fapt singurul stadion la care avem acces cu capacitatea cea mai mare în acest moment, din moment ce Lia Manoliu este în renovare totală. Spuneai că Imagic are o echipă tânără. Câți studenți aveți din cei 14 oameni? Uite, e o întrebare bună. Nu m-am gândit, dar cred că cel puțin jumate sunt studenți. Studenți în anul 2, 3 și 4, da. Deci cel puțin 7 oameni sunt studenți la noi. Deci, suntem o companie care oferă o șansă studenților. Avem pe cineva care face chiar 2 facultăți în același timp și face și o grămadă de evenimente. Le permite programul? Sunt niște copii foarte deștepți și cu foarte multă energie și atunci evident că se descurcă. E mai greu, sunt convinsă, dar reușesc să facă și una și alta foarte bine. Care este rețeta succesului? Rețeta succesului în organizarea de concerte este, în primul rând, să identifici concertele, artiștii care plac publicului românesc, pentru că nu poți să aduci, dacă aduci pe Spice Girls și îți imaginezi că poți să umpli un stadion în România, e o greșeală, să zicem. După aceea trebuie să ai acest colectiv de oameni foarte tineri, foarte puternici, foarte energetici, care să aibă un entuziasm debordant, pentru că e muncă grea, sunt săptămâni și în care stăm poate toată noaptea ca să punem la punct un concert, o producție, și să fii foarte, foarte organizat. Un singur detaliu poate să dea peste cap organizarea unui concert, deci trebuie să ai sub control absolut toate detaliile care aparțin bucătăriei unui concert. Așadar, este greu să faci organizări de evenimente în România. E greu să faci organizări de evenimente pretutindeni. În România e mai greu pentru că nu prea avem locații. Nu sunt suficiente săli de spectacole, stadioane. Lia Manoliu se renovează, în fine, se dărâmă și se reconstruiește. Probabil că va fi gata peste 3 ani. Între timp, stadionul Cotroceni are o capacitate destul de mică. Dacă vrei să aduci un artist unde vrei să strângi 50.000 de oameni, unde îl pui? Sunt tot felul de probleme de logistică în România, dar altfel e la fel de greu ca peste tot, adică e o meserie care se face cu un risc foarte mare de bani, pentru că tu, artistul, oricum ai face, tu tot trebuie să-l plătești și e problema ta dacă vinzi 10.000 de bilete sau 50.000 de bilete la concert. Ce planuri există pentru 2008? Pentru 2008 ți-am zis ce facem. Facem Kylie, facem Best Fest, facem Lenny Kravitz și Iron Maiden și mai pregătim încă 2 concerte foarte mari pe care o să vi le anunțăm cât de curând, probabil într-o săptămână, 2 maxim, tot pentru vară.